Așa, am nevoie de calcar, chiatră, but, de care vrei. Bine, da, corect, tranzitez. Tranzitezi înseamnă că treci prin localitatea asta, nu te oprești. Și când ieși, faci dreapta, acolo îi pașcani. Mă, dar chiar nu m-a ajutat? Ești mai mic, mai mare, nu prea se vede. Vlad, după tărâit chetri, vine și foamea. Băi, mai faci și-mi câte un race. Hai în câte un să faci ceva frumos, aia. La pod te dai jos. Da, dar dă-te jos până la pod, adică nu din partea asta. Noi suntem partea asta de mal. Și aici mă vezi. Da, pe dreapta. Ia câtă-mă, ia câtă-mă, da, stop! Trrr, pod. Așa. Și faci stânga. Unde te-am adus? În sălbăticii, dar tu ne-ai crezut ca să te prinesc. Hai, vină că avem de făcut mâncare. Hai, te aștept. Tineretul ăsta din ziua de azi. Salut, prieteni! Am o poftă nebună de pește. Dar știți cum e? Unde berea e bună, acolo de multe ori se regăsește și peștele, pentru că astăzi am ales o rețetă din pește. Am ales 3 pești grăsuți, dolofani, îi voi condimenta delicat, după care îi voi frige pe grătar. Ok, ia să vedem ce avem. Ulei de măsline, piper, sare. E foarte important. Unul dintre cei mai buni măcelari din România mi-a zis: bă, când condimentezi, folosești doar sare proaspăt măcinată, la fel și cu mixul de piper. Ah, avem musafiri. Ești curajos, mă, cu mașina asta te-ai băgat pe aici. Bun. În grădina mea crește așa ceva. Mărar, spanac, pătrunjel. Vom face un pat din spanac. Noi moldovenilor ne plac paturile. Pat, adică un pat din spanac pe care va sta întins peștele fript la grătar. Am aici un condiment special. Îmi place să adaug puțină mentă atunci când fac bucate din pește. Și pe voi vă îndemn ce fel de pește fără suc de lămâie. Și aici, în acest borcănaș, am un dar adus din îndepărtata Ankara. Niște măsline. Antalya Halhali Gürmüş Salamura Yesel Zeytin. Whatever. Sunt niște olive micuțe, dar foarte aromate. Le voi folosi ca umplutură pentru pește. Bă, când auziți așa un sunet, înseamnă că veniți la masă, la mâncare. Dar să nu vă aștept. Vă arăt și peștele, prieteni. Este 1 pound fish, adică macroul. Come on, lady, come on, lady, 1 pound fish. Come on, lady, come on, lady, 1 pound fish. Cam așa sună. Prieteni, am încredere în macrou. Îmi place că are puține oase, este destul de gras și aroma asta de pește, măcar îți dă senzația că mănânci un pește bun. Priviți aici, prieteni, l-am curățit deja, l-am spălat, i-am tăiat burta și am scos toate măruntaiele. Acum, ce voi face? Îl voi condimenta. Pentru a-l condimenta, trebuie să fac un mix de condimente clasic, piper proaspăt măcinat, sau mai bine zis, un mix de piper proaspăt măcinat, sare și un pic de mentă. Mixul. Și menta. Acum, vrea cineva să mărunțească condimentele?
știți povestea asta? Nu eu, nu eu, dar la mâncare toți. Eu cred că e ok. Așa, prieteni, mixul de condimente e gata, hârtia în foc, iar noi începem să condimentăm. Începem cu partea interioară. Condimentăm în abundență, nu vă fie frică. Acum, prieteni, vom toca mărunt această verdeață în afară de spanac. Vom folosi un pic de mărar, pătrunjel. Puteți folosi și ceapa verde. Tocăm mărunt verdeața pentru că vom adăuga această verdeață tocată în interiorul peștelui, adică în burtă direct. Deschidem burta, adăugăm verdeață, un pic de ulei de măsline și un pic de suc de lămâie. Perfect! Primul pește e gata. Următorul, verdeață, ulei de măsline, suc de lămâie. Și ultimul pacient, același lucru. Verdeață, ulei de măsline, suc de lămâie. Iar acum, prieteni, ingredientul special. Aceste măsline din Turcia, mulțumesc cumnate mele, delicioase, pentru aromă. Voi adăuga în interiorul peștelui câteva olive. Credeți-mă, peștele va fi mult mai aromat, iar gustul acesta te va duce cu gândul în vacanța din Grecia de acum câțiva ani, Stanion. Prieteni, prefer să învelesc peștele în staniol pentru că vreau să-și păstreze toate aromele. Îl rulăm frumos. La, mă uită la coafura ta și îmi dau seama cât pricep la rulat. Vrei să mă ajuți? Stai și te uiți. Să vedem cât de curate ați fi când ai vrei să mănânci peștele. Acum, prieteni, peștele este gata de a fi pus pe grătar. Ia să vedem temperatura. Mă, eu zic că e ok, ha? Nisite rybu! Las că eu. Rybu v studiu! Хочу передать привет всем пашканянам. Хочу пожелать им здоровья. Prieteni, carnea de pește se tratează termic foarte repede, de aceea aveți grijă să nu-l ardeți, dar până la urmă toată grăsimea o să rămână în interior, la fel și aromele. A? Da, temperatura e bună. Avea un fel de dialect, știi? Asta e o piață. Deja simt aroma peștelui fript. Mai întors. Nikita, te urci tu la volan. Das ist ultra fresh. Eu
zic că e gata. Vlad, pune, te rog, pe să răcească un pic, să odihnească. Între timp, prieteni, vom face patul de care vă spuneam mai devreme, spanac bio din grădina mea. Îl rupem bucăți, așa, îl amestecăm, adăugăm un pic de mentă, un pic de suc de lămâie, un pic de ulei de măsline și amestecăm. Nichita, uite, vezi, în rucsac sunt tacâmuri, farfurii. Voi adăuga și un pic de sare. Și iată salata. Prieteni, spanac aromatizat. Suc de lămâie, ulei de măsline, un pic de mentă și piper sare. Așa. Fraților, masa va fi aici. Iată, prieteni, priviți cât de bine arată acest pește. Ce aromă extraordinar. Grătar de pește, cărnița asta grasă, aromatizată. Să luăm și să-l aranjăm în farfurie. O aromă extraordinară, ce să zic. Acum, sunetul magic. La mâncare, iată și olivele. Prieteni, macrou la grătar pe pătuc de spanac proaspăt. Eu vă doresc poftă bună și, ca de obicei, vă îndemn să mâncați sănătos, dar în primul rând, mulțumesc, mulțumesc, gustos. Hai, fraților! Vlog. Eu zic să renunțăm la tacâmuri și să mâncăm cu mâinile. Prieteni, în compania berii Chișinău Ultra, orice fel de pește e mult mai delicios. Fraților, pentru prietenie și mâncare bună!